deschidem cea de-a noua ediție a festivalului concurs de folclor Nicolae Vlad, aflat, după cum am spus, la noua ediție și are ca principal scop omagierea unei personalități de seamă a culturii Văilor Jilțurilor, regretatul dascăl Nicolae Vlad. Nicolae Vlad a fost director al acestui cămin cultural, Căminul Cultural Eminescu din Drăgătești, a fost profesor și director al școlii gimnaziale din Drăgătești și de asemenea președinte al Societății Culturale Văile. Pentru a vorbi despre personalitatea lui Nicolae Vlad, invităm la microfon pe ginerele acestuia, doctorul Doru Fometescu, președinte al Societății Culturale Dăruie Vieții Farmec din Comuna Ciuperceni, județul Gorj. Despre Nicolae Vlad, omul deosebit al acestor meleaguri, mă leagă amintiri și momente de viață deosebite, visul fiind socrul meu, din anii 1975 eu oboseam în aceste locuri sfințitoare prin căsătoria cu Nicolița Vlad, soția mea. Acest om de cultură și dascăl de seamă a dăruit căldură umană, lumină copiilor din aceste plaiuri pojenești și s-a legat de conștiința oamenilor din aceste locuri, fiind un spirit aparte, care irabia bunătate, blândețe, duioșie și avea o deschidere sufletească totală. Fiind director al acestei instituții de cultură, a căutat prin cântec și alte forme de manifestare a conștiinței umane, să suplețească oamenii acestor locuri, să le dăruie acea subtilitate de a fi ființe dragi și nobilate cu sentimente. Era un om deosebit, care era mereu în mijlocul atenției oamenilor prin ceea ce învăța. Teatru, dansuri populare și era un rapsod care iradia acel sentiment de apropiere umană, de stări de bunăvoire care ajută spiritul comunitar. Prin 1000, către anii 2006, când dânsul l-a trecut în cele eterne, noi ne-am gândit împreună cu nepoții săi, frații Păsărescu și alți oameni ai comunității, să luăm agil. Și am reușit să fundăm o casă memorială, Victoria Nicolae Vlad, Victoria fiind soția dânsului, directoarea a școlii generale de aici din Drăgătești, încât apare această casă memorială, tocmai să oprim timpul din curgerea sa misterioasă. Pe cale spirituală, prin forța luminoasă a frumoaselor o aduce aminte, prin acele mărturisiri sufletești ce le armonizează cu ceilalți în ciclul de viață fără sfârșit. Oprirea clipei prin sărbătorirea celor de odinioară, care au surâs încântător, ori au trecut prin aspre încercări ale vieții, trăind intens și dăruindu-se profesii, fie în folosul plăpândelor ființe, descoperind și încurajând copiii talentați, fie modelând conștiințe. Au promovat cauze umane înalte, au generat spirit comunitar, au sprijinit oameni aflați la nevoie, au știut calea bucuriei și a împlinirii familiale. Au lăsat urmași, semne rodice de continuitatea neamului, copii, nepoți și strănepoți. Dorim ca gesturile noastre de prețuire și spiritualitate să aibă rezonanță ecou peste timp. Festivalul a crescut an de an, încât se află la noua ediție, datorită unor forțe ale instituțiilor culturale din județ,
care sunt aici printre noi. Mulțumim fraților Păsărescu, Petrică și Constantin Păsărescu, care animă această atmosferă plinitoare, culturală și spirituală. Vă mulțumim! Festivalul Concurs Nicolae Vlad se desfășoară având trei secțiuni. Secțiunea soliști vocali, secțiunea soliști instrumentiști și, pentru prima oară începând din această ediție, grupuri instrumentale. Juriul acestui concurs este alcătuit din personalități de seamă ale vieții culturale din județ și din localitatea noastră, avându-l în frunte pe domnul Florescu Stelian, deci președinte al jurului, profesor la Liceul de Muzică din Târgu Jiu. Marea Iulian, maestru coregraf la Centrul Județean al Creației Populare. Camele Argin, profesor de tanto la Școala Populară de Artă din Târgu Jiu. Popescu Ștefan, profesor doctor, de asemenea, la Școala Populară de Artă din Târgu Jiu. Păsărescu Petre Subsemnatu, director al Căminului Cultural din Târgu Jiu. Comedescu Doru, care va vorbi mai înainte, este președintele Societății Culturale Dăruie Vieții Fane, din localitatea Cipercet. Și, nu în ultimul rând, Pasăre Vili, primarul Comunei Drăgătești, care este președinte de onoare al juriului. L-așteptăm să vină în sală. Deschidem concursul cu o tânără solistă care se numește Tudorescu Lorena, vine din localitatea Bolboș, are 7 ani și este în clasa 1. Ai foyer verde margarin, mă uitai la răsărit, văzui primăvara.
Ioana, vine din localitatea Rovinari, are 10 ani și este elevă la Școala Populară de Artă, la clasa doamnei profesoare Camelia Argin. Vă invităm în scenă. Doamnei profesoare Liliana Ciochină Neoagă. Să mă ia
chiar Alexandra, are 13 ani, vine din orașul Motru, este elevă la Școala Populară de Artă, la clasa domnului profesor Ștefan Popescu. Solo Nani. Bianca are 12 ani, vine tot din localitatea Motru, solo voce. Este elevă la Școala Populară, a absolvit Școala Populară de Artă din Târgu Jiu, a fost la clasa Cristinei Boia. Bye.
Urmează solo Nai, Bârsila Petronela, vine din același oraș Motru, are 13 ani. Pune cuib într-o nuia.
Valentina, vine din Târgu Jiu, are 12 ani, este elevă la Liceul de Muzică din Târgu Jiu și totodată elevă la Școala Populară de Artă, la secția Canto, la domnul Ciprian Popescu. Evoluează la Nai. Este la Școala Populară de Artă, la clasa doamnei Alina Munteanu. Sună solo voce. Cu altiță.
scenă Fecher Alexandra, de data asta la solo voce, deci este reprezentanta orașului Motru, este elevă la Școala Populară de Artă din Târgu Jiu, la clasa doamnei Cristina Badan. Frunză verde-o Georgiana, vine din localitatea Țânțăreni, are 17 ani, este elevă la Școala Populară de Artă, la clasa domnului profesor Ștefan Popescu. Solo fluier. Thank you.
Din nou reprezentanta orașului Motru în scenă, Petronela Bârsilă, de data aceasta solo voce, are 13 ani, este elevă la Școala Populară de Artă, la clasa doamnei profesoare Cristina Voian. Deasupra de casa noastră.
Negovan Luiza este reprezentantă a Comunei Drăgătești, are 13 ani, este elevă la Școala Populară de Artă, la clasa doamnei profesoare Alina Muntean. Prin pădure.
Maria, este reprezentantă a orașului Târgu Jiu, are 10 ani, este la clasa de nai a domnului profesor Ciprian Popescu. Anuța Mădălina are 9 ani, este elevă la Școala Generală Constantin Savoiu din Târgu Jiu și totodată la Școala Populară de Artă la domnul profesor Ion Dragan. Pune cuibul într-a noi,
Urmează Mitran Merinda, are 10 ani, este reprezentantă a orașului Rovinari și este elevă la Școala Populară de Artă, la doamna profesoară Liliana Ciochină Neagă. Mamă caută
Bianca, este reprezentantă a orașului Motru, are 12 ani, este elevă la Școala Populară de Artă, la clasa de nai a domnului Ciprian Popescu. Oh,
voce, Stonojeni Cristina, este reprezentanta orașului Târgu Jiu, este elevă la clasa domnului profesor Dragan, are 11 ani. Bine când e primăvară, când frunzește codru iară, păsările cântă. Are 12 ani, este elevă la Școala Populară de Artă, la clasa domnului Ciprian Popescu. Deci, solo, n-ai.
Ungureanu Laura, are 11 ani, este reprezentanta comunei Scoarța, este elevă la Școala Populară de Artă, la doamna Camelia Argint. Să o luăm voce. Cam pe lupus de soare negă, pe drum pe cărare, ce spre cutruc ducea fata mare că-i venea. Băgute de vânșuvițe, fata neichi cu drun zare, cămizarea și la cudru se ruga, fata neichi. Deschide-mi codre poarta, să intru sub poala ta. Și pe-am vinut cu și ați ținut, Doamne, pe
popular al Nai, de data aceasta evoluează la solo voce, Plasner Maria, din Târgu Jiu, 10 ani, este elevă la Școala Populară de Artă, la clasa domnului profesor Ion Drăgan. Thank you.
Sunt și membra de formații de Fluieraș. Urmează tot o reprezentantă a comunei Drăgotești, Pasăre Alexandra, are 14 ani. Thank you.
promova grupurile instrumentale. S-au înscris în acest concurs trei grupuri instrumentale. De la localitatea Ovescu, un grup de naiști, un grup de fluierași, iar de la comuna noastră de Botești, un grup de fluierași. Înainte de a evolua aceste grupuri, urmează artiștii consacrați ai ansamblului Maria Lăterețu. Invităm în scenă pe doamna profesoară Emilia Grigodoiu, este profesoară de canto la Școala Populară de Arte Târgu Jiu și profesoară la Palatul Copiilor din orașul Târgu Jiu. Mulțumesc frumos pentru prezentare. Aș adăuga eu faptul că mi-am făcut copilărie aici peste două dealuri, sunt de-a dumneavoastră, iar aici, în Drăgotești, eu am rude, am prieteni, am oameni pe care îi am aproape de suflet. Înainte de a începe să vă cânt un cânte care sunt sigură se potrivește multora dintre dumneavoastră, vă voi prezenta acest CD-ul și vă invit la lansarea lui vineri, 11 decembrie, la ora 16, la Muzeul Județean Târgu Jiu. Mulțumesc! Să nu crezi, măicuță,
Urmează grupurile instrumentale, invităm în scenă grupul de fluieraș al comunei Brăgotești, instructor subsemnat. Thank you.
evoluează acum în scenă grupul de naiști de la Școala Generală Borescu, instruiți de domnul profesor dr. Ștefan Popescu. Urmează acum grupul de fluierași de la Școala Generală Borescu, instruiți de subsemnatul, sunt însoțiți la acest festival de doamna directoare Iuga. Thank you.
Maria Lătărețu, domnul Ștefan Popescu. Thank you.
Care nu știu ce-i de la Bărăscu, vă rog frumos, domnul primar. Sigur, uitați, aplaudați-l. Mulțumim. Și a fost și Naistu, printre primele generații ale mele, acum vreo 12-15 ani, până la 40, se numește Daniel Șoșoi. M-a ajutat acolo la ce-o credeți. Mulțumim! Mulțumim, Costică! Și continuăm cu instructor la Școala Populară de Artă. Se numește Raluca Elena Căpitănescu. Thank you.
dați-mi voie să invit în fața dumneavoastră o colegă dragă sufletului meu. Este instructor la Școala Populară de Artă din Târgu Jiu, Alina Munteanu. Thank you.
de dragostea dinainte, de dragostea dinainte. Când îmi spuneam vorbe multe, luna și ustenele, îmi cunosc poate cine mai, îmi cunoaște poate cuța, de unde veneam îndruța. Luna și ustenele, îmi cunosc poate cine mai, îmi cunoaște poate cuța, de unde veneam îndruța. Hai, spune-mi într-adevărat, spune-mi de ce m-ai lăsat, spune-mi într-o mândruniță, spune-mi cine-i vinovat. Hai, spune-mi într-adevărat, spune-mi cine-i vinovat, spune-mi într-o mândruniță, spune-mi cine-i vinovat. Hai, spune-mi într-adevărat, spune-mi de ce m-ai uitat, spune-mi între mândruniță, spune-mi cine-i vinovat. Hai, spune-mi într-adevărat, spune-mi cine-i vinovat, măi, spune-mi între mândruniță, spune-mi cine-i vinovat. Ca să mă împart cu cele dormiții mei, la toate mândruțele, cu ochiul tău și curița, cu omul stața șalonit, cu cele dormiții mei, la toate mândruțele, cu ochiul tău și curița, cu omul stața șalonit. Cu ochiul tău și curiți,
fărșarunița cu cele iaubițile. La toate mândruțele, cu ochiul sunt și gulița, cu gusta fărșarunița. Să aveți sănătate, Doamne ajută! Pentru domnul primar și pentru toți invitații de aici și nu numai, colega noastră se numește Diana Istudor și este instructor în comuna Pălești. Thank you.
Cel mai vechi solist vocal, colegul nostru din ansamblul Mariana Terețu, Victor Tița. Și trebuie să cânte și melodia cu primarul. Eu, din partea mea, cred că pe primar. Pentru domnul primar, domnul,
Felicitări unui primar și consiliul local și celor care contribuiesc an de an și zi la păstrarea tradițiilor noastre a Udecii. Vă mulțumim și vă dorim în continuare o duminică plăcută și la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Nicoleta, Nicolae și diminutiv. Thank you.
Festivitatea de premiere a soliștilor care au evoluat astăzi. Vă reamintim că au evoluat la două categorii de vârstă, 10-15 ani și 16-25 de ani. Pentru a mâna premiile, invităm în scenă pe domnul primar Vili Pasăre. Încă o dată vă mulțumim și noi foarte mult că ați participat și ați fost alături de noi. E o chestie destul de grea, că știm că sunt și unii copii nemulțumiți, nu sunt trecuți în staff, nu sunt trecuți la premiere. Dar și de acesta, în mod special, trebuie să le mulțumim tuturor care au participat. E pentru prima dată când avem foarte mulți concurenți. E și bine când ai un ansamblu profesionist și te acompaniază, așa e și la primărie. Dacă ai un spate asigurat, și noi l-avem până la urmă, avem un consiliu local bun, înțelegător. E pentru a noua oară când ne vedem, a noua ediție, sperăm să ajungem la numere foarte, foarte mari. Mulțumim încă o dată și domnului doctor Fometescu, care a fost deschizătorul de drumuri al acestui festival. Un festival care a luat amploare, care sper că v-a plăcut, nu? Dacă v-a plăcut, haideți să trecem la cei mai greu, la premiere, da? Domnul Păsărescu, cu ce începem? Începem cu grupul instrumental. Grupul instrumental de fluieraș Borescu, locul 3. Sper să creșteți la anul, să luați 1. O las pe 3, pe 2, 1, aveți timp, da? Pentru locul 3, suma este de 150 de lei, atâta s-a putut, da? Sper să vă fie de bine, să fiți sănătoasă, dumneavoastră, să fiți tare, da? La revedere! Tot de la Borescu, locul 2, grupul de naiști, un reprezentant și de la naiști să vină aici, să-și ridice diploma. Ne-am putut deși dansatoare și înainte, da? Multifuncțională, foarte bine, frumos. Îți dăm diploma, imediat vine și plicul. Suma cred că e mai mare pentru voi, imediat o să scrie acolo ce este. Da?
trei, domnule primar, onorată comisie, stimați părinți, dragi elevi, pentru că astăzi este o zi foarte importantă, o zi sfântă, Sfântul Nicolae, ocazie cu care școala gimnazială Borăscu s-a prezentat la grupul de naiști și fluierași. Doresc, în primul rând, să urez un călduros la mulți ani tuturor celor ce poartă numele de Sfântul Nicolae, Nicolița, diminutivele acestora. Multă sănătate, mulțumim pentru cazare, mulțumim pentru că sunteți fiul al satului Borăscu. Domnul primar m-a reprezentat, m-a trimis pe mine, m-a reprezentat și în calitate de director al școlii gimnaziale Borăscu. Vă mulțumesc din suflet pentru premiile acordate. Sperăm ca în viitor să facem un salt. Totdeauna le spun elevilor mei, ai reușit, continuă, n-ai reușit, continuă. Multă sănătate, multă lumină în suflet, sărbători fericite și Doamne ajută! Vă mulțumesc! Născut, crescut la Dragotești. Îl felicităm și pe domnul Ciucu că a avut curajul să dea pe mâna noastră copiii dumneavoastră, da? A avut meci la Borăscu. Premiul 1 este pentru Dragotești, al grupului de fluierași din comuna. Hai să vedem pe cea mai curajoasă. Hai de mișoară pentru el. Pentru soliști instrumentiști, locul 3, Dulcu Georgiana. Și noi vă mulțumim că ați participat. Și am uitat să vă zic, înainte de a se termina premiile, vreau să vă zic că fiecare solist are câte un pachet de la Moș Nicolae, să nu plece acasă, să stea acolo în fața căminului, că-l va primi după pe mine. La instrumentiști, premiul 3, Plazner Maria, solist instrumentist. Vrei să o primi naiul, da? Ai venit pregătită. Să iei locul 2 la noi, da? Și cu jocul, ce să mai facă prinșoara? Dobreanu Valentina, solist instrumentist, locul 3. Imediat și pentru premiul, să rog pe prinșoara, da? Pârsila Petronela, premiul 2, solist instrumentist. Ți-ai adus și instrumentul, da? Premiul 1, Vochescu Albert, solist instrumentist. Vin și cu tot instrumentul, da? El e un băiat care participă de câțiva ani la noi, un băiat extraordinar. Ați văzut că cântă extraordinar de frumos. Sper că comisia a luat cea mai bună decizie înmânându-i premiul 1. De salut respectos. Și acum trecem la voce. Domnișoara Căpriță Giulina, solist vocal, premiul 3, este aici. Îi vrem diploma. Din notare, așa să fie premiul, da? Bine. Anuță Mădălina, premiul 3, solist vocal. Oricum a cântat foarte frumos. Uitați-vă la domnișoara, numai 9 anișori, la anul sigur, ai o voce extraordinară, domnișoara, da? Pe tine te și pupăm. Să ai grijă să nu pierzi plicul, da? Premiul 2, Mitran Melinda, solist vocal. Și domnișoara are o voce specific, așa, nu putem acum să spunem cu cine. Când am înțeles, ansamblul era peste tine, da?
Trebuie să mai faci, să mai iei lecții, împinge, să vezi după aia, da? Hai, Ileana, ți-ai luat tot, da? Bine să te rog și de bine. Ai și părinții aici? Bunica. Bunica, o salutăm și pe bunica ta, da? Da. Cel mai greu acum, cel mai greu. Domn profesor, să vedem dacă e prietenul meu, e mulțumit, locul 1. E foarte mulțumit, a făcut un semn. O luăm și în Germania pe drumjoara, da? O promovăm și acolo. E vorba de ungureanul Laura, solist vocal, locul 1. O avem și prezentă? Să-i mânăm premiu? Pentru că întârzi o să te mai punem să cânti odată, da? Și fără microfon la rece, îți dăm diploma, îți dăm plicul și numai o strofă ne faci, da? Hai, întoarce-te cu fața, domnul doctor. Domnul doctor de acolo, din primul, al doilea, de acolo, uite, are și fundația culturală Dăruie Veții Farmec, da? Pentru dumnealui, cu dedicație specială. Așa ușor, nu te grăbi ca să meriți locul. Ei, no, păi dragă, uite dealul, uite via, unde-o iubeam pe Maria și beam vinul cu fucia, țină, Doamne, pe Maria. Păi, na gurița și obrazul, păi, ușurel, cu iubitul mă. Dragi telespectatori, ne aflăm la finalul celei de-a noua ediție a festivalului Memorial Nicolae Vlad. Și trebuie să felicităm autoritățile locale pentru faptul că, iată, un cămin cultural, în amintirea unui director de cămin cultural, arată așa cum arată, e frumos, e cald, e bine, și au loc activități culturale. Felicitări, domnule primar Vili Pasăre, pentru ceea ce faceți pentru această locație în care se face cultura la Drăgătești. Da, vă mulțumesc foarte mult și o să începem cu începutul. Pentru în primele ediții ale noastre am avut un trac în a desfășura acest festival, dar ne-am încurajat singuri spunindu-le că suntem puțini, dar profesioniști. Și acum am fost număr destul de mare, destul de mulți și sper să fim destul de profesioniști și acum. Festivalul e la noua ediție, exact cum a spus și dumneavoastră, și nu se va termina aici. Deci avem o creștere, cam clopul lui Darwin, mergem spre apogeu. Suntem undeva chiar la poale. În special ați văzut că am mai avut și în spiritul glumii câteva schimburi de vorbe cu profesorul Drăgan. Noi avem un parteneriat cu o altă fundație de la Gorj, cu Sandu cu Isculescu. Anual mergem în Germania și o să încercăm din nou să promovăm toți copiii care sunt talentați, care au talent, în special pe cei care au luat premii. Ați văzut și dumneavoastră, sunt câțiva care chiar au voci extraordinar de plăcute, cântă extraordinar de frumos și trebuie să-i felicităm și prin intermediul dumneavoastră. Vă mulțumim și dumneavoastră că ați participat, ați filmat acest festival al nostru. Pe locul 2, dar nu e un loc 2, dar pe partea a doua aș vrea să vorbesc despre doctorul Fometescu Dorel, care a fost inițiatorul și deschizătorul de drumul acestei festivități. Mi-aduc aminte că acum 9 ani de zile dumnealui mi-a vorbit despre acest festival. I-am spus că e ok. Uite că am ajuns, au trecut 9 ani de zile la noua ediție, în această zi mare, Sfântul Nicolae. Ne întâlnim și noi între noi, și ceilalți din jurul localității.
Mulți oameni i-am chemat și i-am invitat din alte părți. Foarte mulți sunt ocupați în această zi sfântă, că de asta la anul o să facem poate o mică modificare, să ținem acest festival cu o zi înainte sau chiar cu o zi după, ca să putem să avem oameni de onoare, valoroși, care ne reprezintă localitatea. Meleagurile noastre să-i avem alături de noi. Pentru dumneavoastră avem două cărți scrise de domnul profesor Lazar Popescu. Vi le înmânăm, o să le arătăm și spre cameră. O să vă chemăm și la grupul nostru de inițiativă pe parte de literatură. Nu avem numai folclor, avem și literatură. Și felicitări, iată, da? Editați și cărți. Mai e o chestie destul de frumoasă, că ne-am gândit la un aspect care îl spunea un mare filozof al nostru, că fără folclor, fără cultură, ne pierdem identitatea, și asta poate ne-a și întărit cumva. Sunt ale dumneavoastră. Mulțumesc tare mult, domnule primar. Vreau să vă felicit și pe dumneavoastră și pe membrii jurului pentru faptul că au fost foarte corecți, adică eu așa am simțit, că nu s-a ținut cont că ne aflăm la Dragotești. Este un festival județean și trebuia să câștige cine trebuia, adică cu toate că ați fost președinte de juriu, n-ați tras forile, ci ați fost foarte corect. Felicitări pentru asta. Da, păi corectitudinea ne și reprezintă. Automat, cum ați văzut și dumneavoastră, am avut foarte multe cântărețe, le spun așa în cuvântul pitoresc, din localitate, care nu au fost premiate, chiar dacă părinții lor sunt puțin dezamăgiți, că ați văzut că am vorbit și cu o familie din comună, dar fetele care au fost premiate au ceva în plus vis-a-vis de ale noastre, dar și ale noastre sunt într-o creștere. Sunt foarte bune și sigur la anul vor fi mai ambițioase și nu se știe. Le dăm un premiu special, o să le luăm în Germania și acolo 4-5 zile când stăm acolo au ce să vadă și să fac un schimb de experiență plăcut cu cei de acolo. Și în Germania un festival de-al lor care e, v-am spus, reprezentat de fiii Gorjului de la noi, s-a întărit destul de puternic. Am avut acolo colegi din Polonia, din Serbia, din Turcia chiar, au venit chiar din Turcia. L-am delegat și în mod special pe profesorul Drăgan, care și are și foarte mulți copii de la noi. Am și discutat cu dumnealui ca anul 2016, când vom ajunge în Germania, să fim pe podium. Am fost numai la mențiune până acum, dar vrem mai mult. Din ce în ce vrem mai mult. Neapărat mai mult. Dragii telespectatori, iată că s-a terminat acest frumos festival. Sunt sigură că copiii din Dragotești vor fi la înălțime, din ce în ce, pe un post mai sus, pe un loc mai sus, pe un podium. Vă spun la revedere și sărbători fericite!